fascinația în ochii lui Bogdanel. Uitați-i cât de bun e în Stai seama. Și cântarea cântare. Și instrumentalul instrumental. Și fără autocorect. Și englezii englezi, bă băiat. Exact. Băia. Una dintre cele mai importante trupe de muzică electronică alternativă, ca zic așa, Massive Attack, a debutat în 1991. Ulterior a făcut atât de multe chestii extraordinare. Nu știu, cred că, cu, cred că oamenii, publicul mainstream e cel mai familiarizat cu activitatea lor din Doctor House, probabil. Păi da, că e teardrop. La care, da, la da, voce, da, da. este nimeni alta decât Elizabeth Fraser de la Cocteau Twins, o trupă extrem de importantă din anii 80 și trupa mai preferată din anii 80. Da, Cocteau o trupă Twins. despre care... Fanii Happy Fish, dinainte de relansarea Happy Fish, au aflat mai multe la emisiunea aia dubioasă, care îmi plăcea mie, pe care am mai oh. pomenit-o. Exact. Așa. Aici era și D.D.G., era și Robert Dernaha și era și Tricky pe albumul ăsta. Tricky încă nu se dusese singur. 95 cu Maxim Cuei. Ce să zicem? Mega album de debut de la Massive Attack din 1991. Mulțumim că ne-ați dat 1991. Exact. Uh, ca să-l citesc pe Bogdan, mulțumesc lui Dumnezeu. Am prins noi un an cu granci. A pentru că da, muzical, da. Seattle-ul a avut niște lucruri foarte grele de spus în 1991. Detaliem un pic mai încolo. A, hai să intrăm în pâine, Nea Bogdane, sunteți la Hipstorici, voi vedeți acum catul de pe YouTube, ce se întâmplă aici, episodul este exclusiv integral pe Patreon, mulțumim patronilor de altfel. Pe aproximativ A Gojira, o să găsiți episodul, regula o știți, dar vă reamintim de fiecare dată, tratăm ultimii 200 de ani, adică 1823-2023, voi lăsați în comentarii anul care urmează, anul cu cele mai multe like-uri, primește episod, nu ne dezicem de la regula asta și vă mai spunem încă o dată, aveți mare grijă ca anul pe care vi-l doriți să nu existe deja în episoade, că deja suntem la episodul nu știu cât o să fie, ceva, cred că am de 14-15 uh, și uh, deja sunt niște ani făcuți, că am văzut niște comentarii cu niște ani care erau deja făcuți, deci căutați asta în primul rând și în al doilea rând căutați să nu repetați ani, pentru că cu cât un an are mai multe like-uri, mai multe șanse de câștig, ca să zicem și noi ca în 1991. Mai multe șanse de câștig ar fi avut Saddam Hussein în 91 dacă nu ar fi început operațiunea Desert Storm, băiatul meu. Baboia și arată neterofutigiu cu Desert Storm. E, și totuși a mai rezistat ceva, domnul Sadam. Că A rezistat foarte tare domnul Saddam, pe de altă parte l-a supărat pe Bush la bătrânul. Herbert Bush, Da, la care vorbea bine. La care vorbea bine. <laughs> Bush la bătrânul, care era agenția ei? Băiatul era. Da, un politician conservator cu rădăcini în anii 80. Băiatul avea spate, ca să zic așa, era cum invadează cu veitul în 1990. După aia, NATO și Statele Unite își plasează trupe în Arabia Saudită operațiunea s-a numit uh, uh, stai așa Operation Desert Shield sună ca o misiune de canter și după aia a fost operațiunea Desert Saber de fapt noi ce vedem acum, de-ai play Iash, este din operațiunea Desert Saber când efectiv uh, băi, 35 de țări sau au aliat a părea că începe al treilea război mondial Exact Și-au trimis ăștia infanteriștii, bă băiatule, prin deșert. Îți dai seama că au tăvălit pe gheții irachieni, dar n a știut aia bine. Vorba vine gheții irakieni uh, Și cam asta a fost conflictul armat principal... Uh, Al războiului din Golf. Al războiului din Golf, care e o desfășurare mai lungă de forțe. E adevărat că aici au arătat irachienii că... Poți să faci și gherilă serioasă, consistentă, te poți ascunde în peșteri și Nu e ca în și aparență, cum avem două alte antecedente, cum ar fi războiul din Afganistan și războiul din Vietnam. Războiul din Afganistan care a dărâmat atât Uniunea Sovietică cât și Statele Unite ale Americii în două momente diferite ca timp, pentru că tot timpul s-a crezut nu putem să-i batem pe crescătorii aia de capre, nu. E de. foarte complicat, e relieful de așa natură, oamenii rezistă oricât și se pare că crescătorii ei de capre, cât îi vedem noi de bărboși și cu căciulițele la rotunde pe cap, totuși trebuie să ne dăm seama că sunt niște finanțări de zeci, sute și mii de milioane de dolari care circulă pe acolo și pe sub și pe deasupra. Trecând peste toate astea, e și un popor care își iubește țara și exact cum spuneai datorită reliefului și țara e după și ei. Și încă din din evul din mediu, oricine a vrut să intre acolo s-a dărâmat, a fost piatra mică care a dărâmat carul cel mare. Întotdeauna a fost așa Afganistanul. By the way, Afganistanul e una din țările pe care mi-aș dori foarte tare să o vizitez. Nu știu și dacă eu. o să prind în viața asta, dar oi, vrei să organizăm o călătorie în Afganistan? Nu, 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 pentru că nu vreau să risc să fiu răpit dar tot ce am putut să văd inclusiv fabulosul documentar cabala în Kabul realizat de Dan Alexe despre ultimul evreu afgan da. îl recomand oamenilor mi se pare că Afganistanul e o minune îmi place muzica, paștun, ador tot ce vine din Afganistan mă rog, mai puțin terorismul evident și căcaturile astea de care sunt bine pe terorism da. hai să continuăm pe politică și tot în 1991, mai exact în decembrie s-a dizolvat Uniunea Sovietică băiatul meu. Sigur, și noi am avut o legătură cu Uniunea Sovietică. Uite, asta se leagă pe 5 aprilie la Moscova, noi am semnat tratatul de colaborare și bună, veci, bună vecinătate și amiciție cu Uniunea Sovietică. Asta, asta voiam să zic exact cum se cheamă. Din păcate n-a mai fost cazul, adică s-au semnat documentele atât de tovarășul Dar Ion Ilescu, mai fost cât și de tovarășul uh, Gorbaciov. Mihail Gorbaciov dar n-a mai fost cazul ca a să URSS-ul până să se pună în aplicare. Dar noi aveam deja niște diluri și reamintesc că până, în, până la coada la 1991, președintele României, adică Ion Iliescu, avea linie roșie directă cu Moscova. Trecând peste asta, o, tratatul ăsta de care spuneai tu a fost într-o extensie a tratatului pe care l-a făcut anterior Bușel Bătrân cu Mihail Gorbaciov, tot așa de renunțare la focoase nucleare și tot așa. Noi eram într-o perioadă în care eu cred că tovarășul și Ionilescu credea mai mult în Uniunea Sovietică decât credeau politicienii din Uniunea Sovietică în perioada aia. Sunt foarte Adică de asta. dacă ne referim fix la momentul 1991. Și atunci Uniunea Sovietică s-a spart în Estonia, Belarus, Letonia, Lituania, Moldova, Ucraina, Azerbaijan, Kirgistan, Tajikistan și Uzbekistan. Fucking hell. Avem R și uh... Republica Aveți Moldova, aș zice, că a devenit independentă de URSS în 27 august și uh, alegerile au fost câștigate de Mircea Snegur pe 8 decembrie cu 98,17% a fost unicul candidat, deci nu știu cine au fost ăia, cu cine au votat ăia alți 2%, ca să nu știam niciodată cum e la comuniști, fost director de colhoz și prim secretar pe raionul Iedineț. Cam atunci au început să se spulbere din visele alea cu podul de flori de peste prut și oamenii au cam început să se prindă că nu ne mai putem întoarce la uh, situația de facto de dinainte de 1900. Sub nicio formă avem și un vers extrem de celebru din hip hop românesc ca lui DCN, mi se pune pata ca lui Gorbaciov. L-am văzut și pe domnul Gorbaciov. Cum aici se cheamă a... boala aia de care suferea? Că e o boală rară. Nici nu mai Am știu. Am uitat cum da, -am da, 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 Au Ideea... fost câțiva oameni celebri care au suferit de boala aia. E o boală I... de piele, din câte știu. Da, da. Cum da. sunt dermatitele noastre. Ceva de genul, dar mult mai rară. ca să zic Dar, dar, în continua... În extensia, cum spuneam, a căderii Uniunii Sovietice, primul președinte ales al Rusiei Independente, a Uniunii Ruse, a fost domnul Boris Yeltsin. Mamă, era țapăn. Era beat tot timpul. Băi, așa părea, pe de arată-ne imagini cu Boris Yeltsin, cred că e chiar la ceremonia de investitură. Dacă mi-areți imagini cu Boris Yeltsin treaz în nebunesc. Băi, pare a fi treaz aici, ia Fi atent. Ia. Era mort. <gângătătători> era mort. Bă, iartă-mă, nu. Era mort. Îți dai seama cât stres era? Adică stai un pic că băutura asta e... Eu mă refer la condiția lui de victimă, nu spun ca să trebuiască să torne atât de multă băutură în tine. Tu îți dai seama cât stres era de jur în prejur. Noi vorbim de SRI și de securitate și de păcate amărâte. Păi aici, securiștii dracului. A avut domnul Boris Elțăn până în 98, a rămas în istoria uh, Rusiei ca fiind unul dintre cei mai uh, uh, urâți președinți de către populație. Bă, el și în... cu Churchill au rezolvat-o prin băutură. Eu sunt sigur că nici, cum, nici Churchill spunea la un moment dat că nu mai ține minte câțiva ani, că sunt sigur că nici domnul el să nu mai ține minte ăștia doi ani. Adică pur și simplu sunt așa, un fel de îl duceau ăia de la KGB de colo până colo și el trebuia să spună niște cuvinte în microfon. Și o paralelă între Moldova și Polonia mm. ar fi următoarea. Arată-ne imaginele cu Lec Valensa. Băi, astea sunt niște personaje pe care eu le țin, adică am amintiri vivide cu ăștia. Electricianul care a ajuns președintele Poloniei da. și care în 1980 a fost un activist al omului muncii. Poți să închizi sunetul la asta? Da. Așa. Uite-l, domnule Polec, Valența, celebra mustață. Uh... Ce trebuie să știm este că în Polonia, spre deosebire de România, am mai pomenit noi, dar e bine de spus de data asta, a existat mișcarea Solidarnost, a existat o mișcare în care un milion de oameni au ieșit în stradă, în mod pașnic, au fost mișcări de stradă importante încă de la începutul anilor 80, care n-au fost înnăbușite în același fel, în care oamenii spuneau, bă, hai să ne mai calmăm un pic cu partea aia întunecată a comunismului. În principiu au împărțit niște flori între ei, s-au schimbat cabinetele și nu, nu s-a tras cu arma și nu s-a umplut de sânge strada, așa cum am povestit noi în primul episod hipstoricii, pe care l-am dedicat anului 1989. În Iugoslavia, în Ungaria, în Cehoslovacia, în Polonia, au fost forme de comunism mult, mult mai relaxate decât a fost comunismul la noi. Da. Trebuie să recunoaștem forma dictatorială? Bine, în anii 80, stric vorbim de sfârșitul anilor 80, da, pentru că, da. de pildă, în anii 60, la jumătatea anilor 60, lucrurile stăteau foarte bine în România. Foarte bine. bine. Comunismul de început al lui Nicolae Ceaușescu, perioada 65, să zicem 71, până la tezele din iulie 71, primii 5-6 ani, au fost nemaipomeniți și au fost încărcați de speranță de către niște oameni care chiar se așteptau ca ăsta să fie altceva. Era brum, și tânăr. Da. S-a început da. construcția da. socialismului, da. au apărut cartiere, Noi puteam da. să înțelegem entuziasmul. Politic, eu că am terminat pe extern, deși au fost mult mai multe, dar în România s-a întâmplat. O să zic eu că s-au întâmplat enorm de multe lucruri în România. O să zic așa, că pe 10 ianuarie, Guvernul României a liberalizat importurile și exporturile. Pe 1 februarie, România a obținut statutul de invitat la Consiliul Europei, ceea ce înseamnă că... Uh, Exista totuși o intenție și de apropiere de Europa, adică că am tot vorbit de tovarășul Iliescu și de apropierea sa de Moscova, el în același timp păstra și cartea elaltă, că fusese bine educat în școala de la Moscova, că e bine să-ți ții totuși doi prieteni, adică n-a întors complet curul la Uniunea Europeană. Mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu că suntem membri UE. Iată, 20 februarie intră în vigoare legea fondului funciar în care 80% din proprietatea arabă a țării a fost efectiv a devenit proprietate privată, adică a fost efectiv fărâmițată în o grămadă de bucăți bucățele, parcele și parceluțe. O lege despre care s-a vorbit foarte mult după, începând cu începutul anilor 2000 s-a cam distrus ce s-a acumulat cu niște sacrificii extraordinare în perioada colectivizării. Pe 15 martie, un tânăr Adrian Năsta se înființează Fundația Europeană Nicolae Titulescu, care a, făcut, a avut o activitate interesantă cu privire la apropierea de mărunta, sensibilă, discretă apropiere de Europa la începutul anilor 90. 18-19 aprilie vine François Mitterrand în România, primul șef de stat din... Avem o paranteză, pasul ăsta al fundației pe care l-a făcut domnul Adrian Înstase... Tânărul Adrian Înstase. Tânărul Adrian Înstase a deschis și ușa către postul de ministru de externe. Da. În a... continuare, unul dintre cei mai buni ministri de externe pe care am avut, îmi pare rău că... Știu că există un val de aversiune față de dumnealui, dar la începutul anilor 90, din punct de vedere politic, Adrian Stase a fost brici. Dar stai un pic că nu se confundă corupția cu activitatea. Adică, una e una, alta e alta. Mie mi se pare, adică, de ce credem că un om care a cocoloșit un sistem corupt nu poate să fie competent? De, de ce avem impresia că nu se poate o, una fără cealaltă? Competent. Adică, se pot și una da. și cealaltă. 20 aprilie, Banca Națională a României lansează prima emisiune de bancnote. Post-revoluționare e vorba de hârtiuțele de 500 de lei cu Constantin Brâncuși, le ții minte? Oh, Un uh... ună! Pe 20 mai, ziarul România Liberă anunță că aproape de comuna Berevoiești din județul Argeș au fost îngropate două tone de dosare ale securității, care au fost dezgropate de țărani, o parte din ele au fost tarse, o parte din ele au fost descoperite de ziariștii de la România Liberă și publicate, deci a început războiul între servicii, putem să spunem așa, cam atunci cred eu că ar trebui căutat războiul. Domnule, am găsit niște dosare îngropate. Cam... care a dat și celebru citat s-a la ca să și exact. Uh, nu, nu, 90 e totuși. 13-15 iunie, 90, la Mineriadă s-a întâmplat la, treaba la, la, la prima da. uh, 14 iunie, la intrarea în Parcul Libertății din București, ca ai pomenit de Mineriada, 13-15 iunie, s-a instalat crucea aia în memoria victimelor uh, primei mineriade și celei mai sângeroase pe 20 iunie apare partidul antisemit de extremă dreapta, Partidul România Mare, condus de un tânăr înflăcărat Corneliu Vadim Tudor, fostul secretar al lui Eugen Barbu și uh, fost poet de curte. Uh, da, 24 asta. iunie uh, parlamentul anulează pactul Ribbentrop-Molotov. Vezi, domnule, ăla de 1939, că de fapt s-a înțeles Hitler cu Stalin, bun. Pe 7 iulie apare Partidul Alianța Civică, încercarea criticului literar și marelui om de cultură Nicolae Manulescu de a face politică, partid care în 99 s-a lipit cu PNL-ul și cum se întâmplă la român, s-a ales praful. Pe 24 septembrie, minerii de la Vulcan au început din nou să amenințe se aflau în grevă și au spus că vor să vină Petre Roman, să vină Petre Roman, nu și nu se striga să vină Petre Roman. Petre Roman a anunțat că nu vine și atunci Miron Cosma a zis jos guvernul și venim noi la București. Pe 26 mineri au venit a patra oară în piața Victoriei, au negociat cu ușile închise cu cabinetul Roman, la 12 jumate a ieșit Petre Roman spunând în microfon eu o să mă duc acasă, vine Teodor Stolojan în locul meu, și a intrat cabinetul Stolojan, seara minerii au încercat să intre în televiziunea română și au făcut o sumedenie de distrugeri și nenorociri în București, dar deloc comparabile cu cele de pe 13-15 iunie 90, mult mai mici ca întindere. Pe 16 octombrie este investit guvernul Stolojan, pe 21 noiembrie este votată noua Constituție a României, acum apare de fapt Constituția noului stat, votat cu 414 voturi pentru, adică să citi FSN și minoritățile, adică hai să nu spunem minoritățile că UDMR-ul a fost împotrivă, hai să spunem romii că e mai bine așa, FSN-ul și Romii, 414 și 95 contra. 95 însemna PNC, PNL, UDMR. Pe 26 noiembrie apare CDR-ul, că le e destul de clar la toți aia cu micile partide și partidulețe că n-au ce să facă dacă nu se unesc. democratică din România, care din 96 ne l-a dat și pe... Păi Emil Constantinescu. Emil Constantinescu a participat și 92, dar l-a făcut Zobiliescu la alegerile respective. Pe 8 decembrie s-a făcut și un referendum cu privire la Constituție, 77% din populație a spus da, 20% a spus nu, te vei întreba ce s-a întâmplat cu celelalte procente. Alegerile astea ca toate astea negre de la începutul anilor 90 s-au purtat în mijlocul toamnei, când era culesul viilor, pentru că se știa că niște milioane de oameni pleacă la vot în ritm de sârbă. Eu, pe vremea aia striga Andreea Pora și striga oia de pe la revista 22 că s-au furat sute de mii de voturi. Eu chiar cred că nu e exclus să fi fost oamenii atât de părpăliți de băutură, încât să fi dat cu ștampilele pe dreapta și pe stânga. Eu nu cred că exista educația democratică încât tu să știi să, să votezi exact în pătrățic în pe bază respectivă. de de buturugă. Exact. Pe 12 decembrie, Curtea Supremă îi declară nevinovați pe toți membrii Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român. Deci, ca să ne înțelegem mai pe scurt, așadar și prin urmare, singurii vinovați de toate atrocitățile comunismului au fost Elena și Nicolae Ceaușescu, pe care i-am și împușcat și atunci s-a rezolvat cazul. Cazul nu există. A și avut grijă gelul voi cam voi Exact. deci, deci în afară de Elena și Nicolae Ceaușescu, o tâmpenie fără de margini. Cum să spui așa ceva că doi oameni sunt responsabil pentru toate atrocitățile la care s-au petrecut. În fine. Uh, și niște date, acum pe final, pe 30 decembrie s-au anunțat aceste date, aveam 265.000 de șomeri în România, o inflație medie lunară de 10% și o datorie publică de 245 de miliarde de lei. Dacă facem... Uh, comparăm cu datoria publică de 305 miliarde de lei cât avem acum, ne dăm seama că de fapt de departe cele mai mari datorii s-au făcut în perioada 90 -91. Cele mai mari datorii externe în condițiile în care știm mitul ăla care nu-i chiar mit, că în 1989 nu mai aveam datorii externe deloc. Sigur că a fost o tâmpenie fără de margini, pentru că în 91 toate țările din blocul estic au fost iertate de datorii, că au zis, bă, și așa ați în comunism și se pare că fraierii au plătit până la cap. Și de, după ce că am pătimit, și pătimit. Aia zic. Dar deja în 91 datoria externă se era comparabilă cu cea de astăzi. Adică cât s-a îndatorat România până în 93, s-a mai îndatorat de 93 până azi. Doamne! Da. Terminând cu politica, acum dacă toți suntem un pic cu jos, așa una dintre cele mai mari pierderi a fost faptul că domnul Freddie Mercury ne-a părăsit. Și așa anunța că e bolnav de SIDA și a doua zi a murit. Da, da mă, asta da. e o poveste. Băi, uite aici sunt ultimele imagini cu Freddie Mercury. Nu mai arăta ok. Mie mi-a plăcut foarte mult perioada asta a lui cu barbă. Cred că e perioada mea preferată Freddy Mercury, asta. Dar aici nu mai era ok. După cum zice colegul meu Planet unul dintre cei mai mari tenori de operă ratați. Da. influența lui Freddy Mercury și a trupei Queen asupra muzicii. A trupei Queen, da, Poate fi negată sub nicio nu, formă? Nu, nu, indiferent dacă ne place sau nu, eu am mai spus asta, cred că chiar la hipstoricii, eu nu sunt fan Queen, dar nu pot nega ce au contribuit trupa Queen, mai ales în ceea ce privește armonia în muzica rock. Până la Queen, muzica rock era o muzică destul de giga-giga. În, în final, vezi cum e ironia sorții, tot în giga-giga s-a întors. Deci se pare că, de fapt, esențele tari nu dispar niciodată, dar a fost o perioadă frumoasă de la începutul anilor 70 până spre începutul anilor 90 de care vorbim noi acum, în care muzica rock a fost scăldată în armonii. Aproape ca muzica jazz, ca să nu zic aproape ca muzica lăutărească. Armonii peste armonii, peste armonii, peste armonii, părea că armoniile vocale și uh, uh, poli-instrumentele, heterofoniile, polifoniile aparente, aparente pentru ascultători, dar de fapt foarte, foarte bine lucrate ca texturi armonice pe dedesubt, deveniseră sără norma muzicii rock dar la orice flux există și un reflux. Era obsedat de Adidas. Puțină lume știe. Îi plăcea foarte mult Adidas lui Freddy. El era jumate indiană, nu? Da, da, da. 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 Fost boxer de performanță. Repet, povestea era atât de alfa Freddy Mercury, ingles. încât când s-a întâlnit cu Sid Vicious de la Sex Pistol și ăla a făcut figuri la pognită asta de, de nu s-a văzut. Chiar la Ibi Road Studios. Ca să o lămurim undeva prin anii 80, pe la începutul anilor 80. Bun!